Es concurs. Vă povestesc, stați, nu vă alarmați! Oh, vă povestesc, așa. Hai, tati, bună Dan, seara! Dan, pot să fac un anunț, te rog! Deci, vă anunț cu mândrie că această familie frumoasă și talentată face parte din echipa mea și abia aștept să vedeți momentul! Nu vă opriți! Ce faceți? Vă pup, eu sunt Alina Eremia, îmi pare foarte bine să vă cunosc. Alina, Lara, am auzit foarte multe despre tine. Alina, îmi pare bine. Alina, îmi pare foarte bine. Să știți că m-am ghidat după sunetul vocilor voastre, pentru că cântați minunat. M-am ascultat și pe YouTube. Am căutat lucruri despre voi, așa că vă știu așa câteva caracteristici ale fiecăruia. Sunt tare simpatici, emană o energie pozitivă, dar în același timp și o armonie și o liniște. Se vede că sunt niște oameni liniștiți, uniți, frumoși, cu credință și abia aștept să îi cunosc mai bine, să ne familiarizăm. Sunt foarte, foarte de treabă și sunt convinsă că am pariat foarte bine pe ei. Aveți niște voci superbe. Îmi place foarte mult istoria voastră, că sunteți o familie unită, credincioasă și cu dragoste pentru muzică. Să știți că și eu am crescut într-o astfel de familie. Păi, atmosfera când cântăm este foarte pozitivă, adică nu ne certăm, e ceva ce facem ca să ne împreunăm mai mult, adică să ne înțelegem mai bine. Când, de exemplu, tatăl meu are cândva câteva momente când cântă la pian, după aia vine unul din cealaltă cameră când l-a auzit, începe să cânte, după aia, cine e acolo? Hai să cânt și eu. Fiecare vine din cealaltă cameră la ce-a făcut, vine și cântă și ne unește și da. De când mă știu, în familia mea s-a cântat, tatăl meu cânta la acordeon, mama la chitară, frații mei mai mari, la fel, fiecare la instrument. Dar faptul că eu m-am căsătorit cu o fată care cunoștea mai multă muzică decât mine, asta înseamnă că automat copiii au avut o înclinație muzicală. Care v-a zis că familia înseamnă așa, domnul Alex, fratele, da? Rudy, mami, tati, amică e... Lara! Asta e! Familia, da? Lara, câți anișori ai? 13. Aproape 13. De unde veniți? De unde veniți voi, de fapt? Acum sau... În general, așa, de unde locuiți? În Germania? Lângă München, da. Stabmeck. Voi locuiți acum în Germania și ați venit special pentru Nextar? Exact. Exact. Wow. A venit să vă ia trofeul. Lara, cred că a îngânat încă din burtica mamei, pentru că ea a crescut într-o familie muzicală, are o educație muzicală. Este o familie unită prin muzică și cred că acest lucru o sprijină foarte mult pe Lara, care își dorește o carieră în domeniul muzicii. Să te hidrateze o muscătere. Ne-a spus să... facem puțin mai colorat ce cântăm, adică să cântăm cu mai multă putere, să zicem așa. Sweeter as the days go by. Am înțeles, asta mică are 12-13 ani și mentorul lor, ca și familie, e Alina. Vom avea parte de un moment muzical. Pe voci? 5? Sunt curios.